Despre dosarul acela penal ați vrut să vorbiți. Da, asta, pietei de la Dubovca. Eu spus lui Soarnea că noi am dat interviurile false și el n-a sles așa. Și într-un Dar ce fel, poate e să ulea. facă? Dar poliția și zice că el e inculpat sau e doar bănuit în dosarul acela, nu? Ei, da, el căra cu mașina, el așa, după tătii. Dar la Deci e poliție încă n-am complice? spus. E complice și ar Da. trebui să fie Da, deocamdată da. declarat bănuit și după anchetă, dacă se dovedește participarea lui, să-l declare inculpat și să trimită dosarul în judecată. Nu vă chema poliția, procuratura, nu vă anunțat ordonanța? Nu mă cheamă deloc, eu nu știu, sunt la dânsii, dar la poliție, dar cu pandemia asta nu știu, mor prin ei, ori nu. Dacă nu o Dar să te prinească, ți-am spus cum. Scoți țuruiacul sau iei o cratiță de acasă, o tigaie și faci zgomot și să vezi cum o să reacționezi. O să vină imediat cu ordonanța sau cu declarație și vin și Dar eu. eu mă gândesc, da, dacă veniți mai bine. Dar eu nu știu, poliția, eu mă gândesc, poate ei lucrează încă, dar ei dacă din Transnistria Dar pe și cam greu. Eu Amușeianu, cât să mai lucreze? Și mă tai o să rămas de fără asta toate fie. lucrurile, rămas fără avere. Și eu zic, așa câteodată, dacă am trebuit ceva, tot trebuie să cumpăr. Cât am avut, am trebuit tot să cumpăr. Și zic, de cât țineți iar din minți, cum atunci și să mă caute poliția, eu mai gine spun aici și am de Corect. spus. Și Pietei s-a rezolv, zici că el nu-i complicat, nu el nu știe nică. Dar eu mă gândesc așa, să spui despre mine cineva așa ceva, eu mă duc la poliție, chem pe toți și înfățișăm toți ce-au fost cum. Dar așa e tot să ascund. Până mă erau fie ca bratia, Petia ne caută de lucru, noi, așa e, Valera spune, eu cu Stiopa ca bratia, vezi de rabote, în vezi de meste. Am un după furtul ăsta gata, ei s-au pierdut și telefoanele și ea ne znaie unde Stiopa, nu știu nimeni, nică unul de altul. Și interesant. Poliția ar trebui să Și fie mai energică și să-i găsească, să nu aștepte să apară ei și să ceară scuze sau să dea explicații. Trebuie să-i caute. Mai ales că ăsta de la Dubovca e în Moldova și el azi în Transnistria sunt departe. Lasă disjunge dosarul și să-l acuze pe Petea, dar cineva trebuie să fie găsit vinovat. Cât ai stai mă ta așa, fără nică și fără dreptate încă? eu aștept, poate poliția face. Hai, treci la Da. fapte, treci la ușa poliției și cere explicații pentru dosar și la procurator. Poți face două proteste în aceeași zi. Aha, bine. Eu mă gândesc, de-am că și la poliție am spus, dacă ei spun că eu sunt mincinoasă, că tot minciuni eu și spun. Dar, Oleg, vreau să întreb, este apărat și al care arată dacă spui minciuni? Poligraf, dar nu Detectăm. cred că folosesc poligraful la așa ceva. Ma ta Asta mai ai mai și complicat. marturi, nu numai ma ta știi că aveai lucruri acolo, nu? Da, soar mea, toate documentele, cât pot să și o trimis, tot Poftim, este de la Israel poftim, Deport. exact. Și doar și polițiștii care au venit și au anchetat la fața locului Da. au constatat că au dispărut și că valoarea e mare. Că la început ziceau că e valoarea mică, după aceea au constatat că e valoarea mare. Și hai să facă dosar penal. Dar de ce nu-l fac? Ce așteaptă? Acuși la 3 septembrie sau cât se împlinește anul, nu? La 10 septembrie. 10. Mă gândeam, poate pandemia asta și nu a lucrat, poate, nu știu, că nu mama ta ești, nu așa de ușor să lucrează și eu nu știu, nu vreau să spun nici de rău, poate de dânsi, n-am idee. A, încă asta am să spun. Polițistul a zis că el, cum, n-au voie cu hoții foarte rău, cum trebuie cu ghinișor să iei. E așa e legea, nu știu, să nu-i ocărască. Că eu am zis că o leacă mai serios cu dânsi, jos că n-au voie. Păi Dar stai mă că gândesc ei bine. deocamdată sunt prezumptiv nevinovați și Petea și drugii lui din Transnistria până nu le-a fost demonstrată vina. Da, îi tratez cu prezumția nevinovăției și chiar când îți condamnați, nu ai voie nici să-i bați, nici să-i torturezi, nici să-i înjuri. Ei sunt pedepsiți cu amendă sau cu privare de libertate sau cu îngrădirea altor drepturi, dar nu drepturi fundamentale, dreptul la viață, dreptul la justiție, dreptul de a nu fi torturat. Dar mata, cum ai vrea să se poarte cu ei? Mai Nu că rău, hotărât să-i dar aducă, asta. să-i citeze, să-i investigheze, asta da, dar nu să-i bruscheze, nu să-i amenințe, nu să-i șantajeze.
Ei nu sunt așa, dar prost ne-am amintit cum la Tomai de-am știți ce am pățit. Adică la mine, eu nevinovat, vineau câte 2-3 polițiști la mine. Dies de-am s-o îndesat vineau și îmi spăreau copiii. Se făcea copilul și era galben, albastru pe față, diferite culori. Și ce ai Adică vrea? cum Și ce ai poliția vrea cum... acum poliția să poarte la fel cu alții? Dacă crezi că a fost rău atunci, Nu. înseamnă că nu trebuie să poarte cu nimeni așa. Apă nu trebuie, deși ei vineau și îmi spăreau copiii, numai că asta e altă Asta e temă vina de-am dat. E tot polițiștilor de la poliția, Leova, de dar rog. dumneata acum tratezi cu polițiștii din Hâncești, sau alții. Poate ăștia se poartă mai civilizat. Dar nu știu de ce trag de timp Adică... atât. Am să face anul cu ancheta. Și e un dosar simplu. Bine, dar azi vedem dacă când dau câte un interviu, Valera așa la parcă stiemi, parcă așa mai Ți-am recunoaște zis, treci Cristinelu și la Sturmel. proteste că sunt legale și gratuite. Amu poți să te duci la protest. La poliție și mai după amiază la procuratură. Și dacă trebuie te duci la Valera acasă, la cum ai zis că îl cheamă satul. La Pietea. La Ei, mă Pietea, tem da. de dâns. El, l-am văzut eu cum se Anunți îndârjă chiar poliția la și rogi să mine. vină să te apere. Da. Deci ai Ei. drepturi, folosește-le cu curaj. Noi suntem alături. Bine, mulțumesc, Cune. Mulțumesc și eu pentru Asta încredere. publicat? Dacă Asta ne dai publicat. voie, publicăm. Am înregistrat și publicăm. Numai decât. Mulțumesc. Mulțumesc La și eu. revedere. La revedere.